Electrocentrale Constanța au comunicat astăzi că înregistrează o avarie pe rețea care alimentează cu energie termică primară punctele termice numerele 30, 31, 33, 35, 37, 38, 118 și 215. În consecință, în lipsa energiei termice, s-au oprit instalațiile Radet Constanța care asigură distribuția energiei termice în zona Faleză Nord, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, Bulevardul Tomi, Strada Cameliei, Strada Nicolae Grigorescu și Parcul Elevilor. Se arată într-un comunicat al Radet Constanța. Regia de distribuție va putea asigura consumatorilor săi servicii de termoficare la parametrii normali numai după remedierea avariei și repornirea instalațiilor CET. Pentru relații suplimentare, abonații sunt rugați să sune la numărul de telefon 0241 585 300.